Salut bine te-am regăsit la un nou episod pe canal, suntem înapoi pe BIMNG, iar de data aceasta avem nouul update ce conține o mașină super tare, este aceasta de aici, după cum v-ați putut da seama, avem foarte multe misiuni noi ce unele fac să pară că jocul de fapt este alt joc, avem și garajul, vom trece prin toate episodul acesta, haideți să luăm noi o mașină și să ne plimbăm puțin pe aici, o să mergem cu, 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 cu... asta, uite asta, asta, așa așa îmi place, Maxim, um, avem și versiunea aceasta de film, versiunea de drag race care este o nebunie și versiunea de off-road. Are mașina niște sisteme foarte interesante, de fapt mai bine haide cu asta pentru că are niște sisteme în plus față de cea de racing. De exemplu, uitați-vă la suspensii, cum le avem noi așa frumos, ok, pornim motorul și dăm în spate frumos. Ideea este că mașina detectează denivelări, dâmburi sau orice alte lucruri de genul. Are suspensia adaptabilă direct. Are niște senzori mașina și va ști când să se ridice, când să se lase și când să-și facă toate, toate manevrele. E destul de tare, mie mi se pare genial. Și mi se pare că dacă ne oprim se lasă la poziția 0, ia. Yeah. Nu, no? no. ok, nu. sau cred că, oh, s-a ridicat, bun, avem interiorul care arată iarăși super genial, avem butoane funcționale, cât de tare chestia asta, aici activăm tu step ul aici avem, ce avem aici, avariile și aici parking brake-ul, aici avem exliftul lift manual, uitați că se ridică, o să ne uităm noi puțin așa. S-a lăsat S-a ridicat <laughs> e, e, genial a, Și a jocul ăsta începe să mă surprindă Din ce în ce mai mult Și de asemenea Stai, avariile Gata. Și de asemenea, dacă suntem răsturnați, are un sistem care îi decuplează ușile automat. Deci mașina este complet stock și vreau să zic că fuge. Este cea mai, de fapt, bine, cea mai de felul ăsta mașină, să să zic așa, cea mai mișto mașină din joc momentan adăugată. Nu prea avem supercaruri de astea așa mișto. Doar doar pasta o avem momentan, dar Ah, și s-a făcut un update mare la handling, dacă observați, contravirează mult mai realist acum. Data trecută era în astfel, dacă dădeai așa la o viteză mai mare, pierdeai controlul. Acum, uite, ce mișto e. Nu eu dau înapoi, el dă înapoi. Ops, Mașina fuge destul de groaznic Pentru o mașină stock, nemodificată Dar are mai multe Îi dau tare Nu las Vreau să o lovesc toată Să o stric Îi dăm Ia să vedem 270 Rezistă la 270 Uuu, oh, Mamă nu avem o roată Adică e ruptă Dar mergem în continuare 3, 2, 1 și impact pare să ușa? ușa? Engine nu no. Cred că când, de... când detectează, cred că e invers. Bine, acum nu știu la decapotabile cum funcționează, dar hai să vedem, corect? Va trebui noi să o rostogălim. Ia, o luăm de aici. Cât râle fac chestia asta? Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Și mașina de asemenea se rupe de la jumătate. Chiar sunt curios dacă asta decapotabilă are sistemul. Da, uite, uite. Vezi? Deci eu nu am apăsat absolut nimic. Are pyrotehnic Charge Triggered și îți, îți decuplează ușile ca să poți să ieși din ea în caz de orice. Pe mine mă uimește faptul acesta. Probabil n-am, da, suspensie reglabilă, nu știu ce, dar gândiți-vă că mașina ca să detecteze... Are senzori. Pe mine asta mă uimește ce au băgat. Au băgat senzori care îți detectează drumul din față și anticipează. Vine groapa să ridică suspensie, trece groapa, ți-o lasă, ai viteză, te lasă la sol. Imaginați-vă potențialul acestui joc cu sisteme de genul. O să devină un simulator, cred că genial, peste vreo 2-3 ani. Bun, haideți să, haide să luăm versiunea de off-road să sărim cu ea, că după avem multe lucruri de făcut. Bun, Pornim motorul acesta este de 6 litri de V8 diesel. Acela era un 5 litri V8 benzinar. Ha, Haide, tată. Au oricum, deci mașina e tank. E tank. Pleacă de aici. Mamă, mamă, nu-mi vine să cred. Cu... Nu avem abes pe -aia. acum, am observat, că mă nu? da? Îi dăm direct. Pe unde? Urcăm pe aici prin pădure, n-avem cum că scopa și copaci că îi dăm direct pe aici. Să vedem dacă duce. Eu oricum cred că duce peste tot unde ai pune. Urcă. A sărit o roată, nu cred că era roata. ah, eh, cred că îmi trebuia roata. Ia să vedem pe aici unde suntem. Nu știu pe unde am ajuns în cartierul ăsta, pe o zonă de sus ceva. Dar vreau să ies aici, mă, voiam să ies. Hai să vedem. Vine din ce în ce mai abrupt Perfect, perfect, perfect Vine la un 6 litri V8 și cum e ăsta Nu cred că avem vreo problemă N-a urcat pe oriunde, ia Na, dacă a urcat deja la, la unghiul ăla de înclinare Eu nu mai am niciun dubiu asupra ei Și în full speed Care de obicei La un deal de genul e ok să o ții frumos Accelerezi încet Să nu-ți... Să nu -ți se învârtă roata sub tine, știi? Dar n-are nicio problemă mașinuța noastră Ia N-are mă nicio problemă are, putere cât pentru două Are mașina asta putere cât pentru două mașini Bun Opa Și copac? Nu, nu Frânăm? Ce să mai frânăm? Sunt curios acum Rezistă? O motorul Dacă nu intru în copac cu ăla eu zic că plec cu ea pe roți O, o pe Pe două roți Pe, Haide mă, nu e posibil Am zis că plec pe două roți Pe, pe roți, pardon Și mi-a mai lăsat o roată Una singură, plec pe rată. Ai Adio Nu mai merge Da, haide să trecem la garaj puțin Să vedeți pe acolo, după trecem la Misiuni sau minigame-uri, e complet Al joc, e genial Uite cât de bine arată garajul Stai, nu uite-o pasta. Bam, lumina de mijloc, stânga, dreapta și uite cât de bine arată. Oricum, asta e frumoasă pentru că creează așa niște umbre sau celelalte, dar fără asta. Pare așa mai, mai realist puțin, asta este foarte luminat, dar oricum e genial. Putem porni de aici luminile la mașină, evident care funcționează, asta fiind un mod, văd că nu-i funcționează niciuna, dar ei, am încercat. Și avem, totodată aici putem să o modificăm, Putem să schimbăm părțile în garaj și vedem direct ce și cum. Adică e destul de tare, e destul de tare. Uite, hai să vedem suspensii, nu Mamă, măcar, hai, măcar o modificare să facem, știi? Gata, i-am ia pus roțile, zici că e timidă mașina acum, așa mi se pare. Să le dăm înapoi, A, așa, fără, fără de astea. Ai fotomodul aici care este foarte tare. Ia să, uite, în bam. Frumos, te dai în spate, faci aici o poză artistică. Ceva de genul. Îți dai time de eu aici. A, afectează puțin astea pereților. Astea văd că nu te mai lasă să le setezi, dar sunt setate foarte frumos. Reflexii și dipofildul și după care ai dat poză, bam, și au audio audio nostru care n-are aer în cauciucuri. Oricum, ideea este că e foarte tare. Hai să trecem puțin și pe la misiuni, să vedeți și acolo. Iar e foarte tare fix mai în față este misiunea noastră, dar... Așa frum... Mamă, deci dacă pică pe roți și ne continuăm drumul până acolo... Să sperăm că mai avem toate roșii. Da, le avem. Picăm pe roți. Da, am picat pe toate. Nu, asta nu prea atinge solul. Face pe ambițioasa, am, uite că nu vrea să atingă solul. Cred că mai avem o singură roată care mai trage sau ceva de genul, oricum. Avem asta mai în față. Mie mi se pare că misiunea asta am descoperit-o când mă jucam în direct cu oamenii pe acolo. Și am descoperit-o și mi s-a părut la modul, băi, stai puțin ca asta. Ăsta e un minigame, nu mai e o misiune deja. Și vreau să, vreau să începem niște episoade în care facem misiuni. Pentru că nu știm de ce vom da. Și poate e ceva foarte genial. Deci, mie mi se pare un minigame în jocul acesta. Nu o misiune să o faci. Fii atent. Deci vezi de sus, și e un fel de subway surfer. Știu că se vede foarte mic, foarte așa, dar așa e asta. Și noi trebuie să ne păstrăm, cadrul acesta merge singur, da? Noi trebuie să avem grijă, să nu ne rostogolim sau să ne lovească o bilă din aceea sau să pățim acest lucru să rămânem blocați și să murim. Și ideea este să faci cât mai mult scor. Cât scor am făcut? Nu știu cât scor am făcut. Că de fiecare dată am pierdut destul de vreme. Hai să mai încercăm o dată. De data aceasta îi dăm blană. Îi dăm direct aici. Ia să vedem. Hai să încercăm să vedem ce face. Facem ceva cu o nu. Era tare dacă puteai să dai zoom. Te ajuta puțin. O să mă țin, o să mă țin mereu puțin mai în față. Nu mai vreau să sar pe dalea. Gate top, nu uite, și primești puncte, știi? O să intru prin asta tare, zi de cărămidă. Așa, trebuie, oricum, trebuie să avem mare grijă noi. Cu tunul acela, pentru că îți dă direct, adică e un tun cu un proiectil și îți dărâmă mașina. Stai mă, cum, poți să ieși pe partea aialaltă? Nu cred. Ai văzut că era pus o chestie pe partea cealaltă? Nu știu dacă mi-ar încăpea mașina, dar nu mi-ajunge timpul să ies pe acolo. Wow, cu o mașină mică, fii atent, cred că poți. Doar că generez cor... Mamă, o să trag în chestia aia, nu? Am luat și un bănuț. Nu știu ce faci cu bănuții? Te repari. Îți repari mașina, am 2 din 4. N-am ajuns niciodată atât de departe. Deci, n-am ajuns niciodată atât de departe. Se pare că dacă nu mă găsește în raza aceea, nu trage. Nu, no, nu vreau să sar pe alea, nu risc scorul, că am ajuns deja la bronz, ceea ce e genial, nu știu de ce am intrat în asta. Nu! De ce am făcut chestia asta, nu știu. Oricum, asta este una din cele, cred că, 100 de misiuni băgate, nu știu, oricum destul de multe. Da, mă. în mare, update-ul este genial. Uite, mi-a rămas roata stricată de acolo. Este genial. Aștept cu nerăbdare să vedem ce mașini. Stați Sa așa, să vă arăt măcar toate modelele de mașini. Chiar dacă n-am avut noi uh, timp să le facem pe toate, mare parte e cam aceeași chestie. N-au multe modificări la motor sau asta, doar aspectul este diferit. Avem de drag race. Avem... Hai să o luăm și asta de drag. Pasta nu v-am arătat-o. Uh, e o nebunie mașina. Două butelii de nos. Nu vedem foarte des acest lucru. Tu step activ. Așa Avem și două rezervoare Unul stânga, unul dreapta Când treci destul de mult Sunteți gata 3, 2, 1, țineți-vă bine Aici viteza mașinii Că în partea aia alta E viteza la roată Aoleu, nu-i bine Aoleu Noroi Mamă Stai că mă întorc și plec S-a oprit motorul? Nu, s-a oprit motorul Ciș Dacă nu decolezi cu 300 la oră 350 Oprim motorul Hai să vedem ce se întâmplă cu ea Deci avem 200 200 și ceva la impact S-a rupt tot ce era posibil să se rupă în ea mă mir că nu s-a rupt toată în sine, în două De obicei mașina asta se rupe în două Mi s-au spart rezervoarele, văd că au curs Dar încă pornește Am mai scos și flăcări Ia auto. Întrebarea este... Mai merge? Încă mai transmite puterea la o roată. Nu mai avem ulei motor. Lasă șefule că... Este așa la poliș. Bun, la și eu episodul acesta. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată în seara aceasta. Ne găsim în direct să ne jucăm. Verificați canalul mai pe seară, pe la ora 9 sau 9 jumătate. Vă mulțumesc frumos. Pe data viitoare. Pa,